Să-ți găsești un loc de muncă în această perioadă pare imposibil de realizat pentru gorjeni. Dacă cei aflați în căutarea unui serviciu sperau că se vor angaja în străinătate, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj prin serviciul EURES oferă doar 5 locuri de muncă vacante. Cei care au cunoștințe în domeniul ceramicii sau masajului pot să obțină un job în străinătate. În Ungaria, operator la fabricarea produselor ceramice, un loc, și de asemenea un specialist în modelare gips, tot un loc, se cere experiență în domeniu. În Norvegia, două locuri pentru chimist cu studii superioare și în Slovenia, un loc pentru masori cu calificare și experiență. Nici locurile de muncă valabile în județul nostru nu le dau prea mari speranțe gorjenilor fără serviciu. Numărul acestora nu depășește 60 de posturi, cele mai multe fiind pentru muncitori calificați precum tinichigii sau lăcătuși. În județ avem un număr de 60 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind cele de tinichigiu carosier, de lăcătuș mecanic și confecționer textilă. Cei care vor să ocupe unul dintre locurile de muncă vacante puse la dispoziție de către AJOFM Gorj trebuie să se adreseze angajaților instituției în vederea solicitării postului dorit.